Cine lucrând în oaste se ocupă cu dregătorii lumești? Deci treaba cea mai înaltă este calea, adevărul și viața. Și atunci Pavel poate concluziona prin aceste mari cuvinte: nu eu, Hristos trăiește în mine. Când trăiește Hristos în noi, nu mai trăiește păcatul. Când trăiește Hristos în noi, nu mai trăiește patima. Când trăiește Hristos în noi, nu mai trăiește lumea. Când trăiește Hristos în noi, nu mai trăiește materia. Când trăiește Hristos în noi, nu mai trăiește pofta, imaginația, dorința și neputința. Nu poate să fie nimeni sfânt din prima, este un urcuș și un drum, dar un lucru rămâne clar. Pavel a primit ca ceilalți apostoli aceeași misiune, mergând învățați toate neamurile, câte v-am spus eu vouă, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și ce veți lega pe pământ, legat va fi și în cer, și ce veți dezlega pe pământ, dezlegat va fi și în cer și pe pământ. Mai departe, Apostolul Pavel scrie 14 epistole, ar fi scris și 14.000, nu era calculator, nu era taste, ca acum, nu era sistem de scris, totul se făcea pe papirus, din hârtie făcută după metodele egiptene, totul se făcea pe pergament de miel, era mult mai grea materia de scris, nu ca acum, stau tonele de hârtie, cupoanele, numai să le cumperi topurile și să scrii, dar vorba de demult a unui episcop, cu penițe de aur scriem idei de gâscă, atunci la vremea respectivă cu pană de gâscă să scriau epistole și scripturile. În cele 14 epistole, Pavel atinge aproape toată problema socială a vieții cotidiene. De la ieșirea din pântecele mamei și până la mormânt. Și când spun lucrul ăsta, îmi aduc aminte de epistola către Galateni, unde spune așa: că bărbatul să o iubească pe femeia lui cum a iubit Hristos biserica, ce a făcut Hristos pentru biserică, s-a răstihnit. Mire de neînțelegeri și divorțuri nu-s dovada unei iubiri după Galateni, nici a femeii, nici a familiei. Ce spune Pavel despre mireasă? Că mireasa trebuie să placă mirelui său, dar în același timp mirele său trebuie să-l aibă cap pe Hristos. Câți bărbați au cap pe Hristos știe doar Dumnezeu, și câți bărbați n-au cap pe Hristos tot Dumnezeu știe. Important este, cum spunea Părintele Cleopa, că nunta a devenit dintr-o taină o jucărie. Azi te lași, mâine te iei, poi mâine te desparți, răspoi mâine te împaci, iar te bați, iar te pupi, iar te înjuri, iar te naști, iar te împaci, iar te iei, iar te lași și tot așa. Ce spune Pavel despre femeie? Femeia este ca un mădular al sinelui. Dacă suferă un mădular, suferă toate mădularele. Nimeni nu-și taie o mână, un picior sau o ureche sau un ochi. Asta înseamnă taina prin care Dumnezeu face doi oameni una. Și atunci, cum spun iudeii când îl întâlnesc pe Hristos? De ce a dat Moise cartea de despărțire? Și ce răspunde Hristos? Tot pentru îndărătnicia inimii voastre. Pentru că ce spune Scriptura? Ce a unit Dumnezeu omul să nu despară. Deci, de fapt, despre ce vorbim? Despre o biserică. Deci, femeia rămâne biserica cea vie a societății, care naște pui vii și îi hrănește cu laptele sânului ei, așa cum biserica își hrănește pui cu laptele Scripturii. Nu zdrobiți oasele Scripturii cu dinți de lapte. Așteptați să puteți mesteca carne, sângele martirilor, carnea mucenicilor, focul ispitelor. Și tot Apostolul Pavel spune că omul trebuie să fie ca lutul în mâna olarului, ca să poată face Dumnezeu din el vas ales, pentru că de aceea biserica are vase și de cinste și de necinste.
Se pare că astăzi cele de necinste sunt într-o cantitate mai industrială decât cele de cinste. Ce mai spune Apostolul Pavel? Spune Apostolul Pavel că la vremea de apoi vor apărea foarte mulți proroci mincinoși și Hristoși mincinoși. Sau spune așa, își vor alege învățători după urechea lor să le gâdile auzul cu ceea ce spun, ca să nu îi deranjeze. Biserica nu are voie și este prin statut divin obligată să mărturisească morala, dreptatea, adevărul și viziunea literei Sfintei Scripturi. Prima viziune a literei Sfintei Scripturi spune așa, să nu iubești mai mult decât pe Dumnezeu altceva în cer sau pe pământ. Cum spune? Să iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul. Și ce spune mai departe? Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ce spune mai departe? Să nu ucizi. Păi dacă ucizi, nu iubești. Să nu furi, nu iubești. Să nu mărsești strâmb, nu iubești. Să nu desfrânezi, nu iubești. Deci, ești obligat să fii perfect. Ce spune Iisus Hristos ucenicilor? Dacă nu o să vă iubiți unii pe alții cu dragostea cu care v-am iubit eu, nu cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Conform raportului de răutate, criminalitate, juridic, procese, tribunale, jandarmerie, mulțindu-se aceste instituții, este clar că dragostea creștinilor este undeva absentă sau abstractă. Pentru că dacă am avea dragoste, n-avem nevoie de atâta justiție, dacă am avea armonie, n-am avea nevoie de atâta jandarmerie și dacă am avea credință și respect și morală, n-ar fi nevoie de atâta poliție. Înmulțindu-se aceste trei instituții, este categoric, cum spun judecătorii când stai de vorbă, dar avem de amaldere de dosare. Ce-or fi scrind în dosarele alea? Cum se iubesc oamenii și cum se respectă? Nu. Cum își fac nedreptăți unii altora. Și Apostolul Pavel, mai că aproape ar vrea să ne spună o frază populară pe care eu vă tălcuiesc după mintea mea. Spune așa, nu vă amăgiți că în ură de frate nu există păcat de moarte. Hristos a spus, cine urăște pe aproapele păcat de moarte săvârșește. Deci, ce vrea să ne spună Apostolul Pavel? Că nu-L putem amăgi pe Dumnezeu, nu putem sluji la doi domni. Ori de unul te lepezi, ori pe celălalt te iubești. Ca să iubești pe amândoi odată noi cum. Și atunci trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți că literar, conform patristicilor, conform patericilor, mila lui Dumnezeu este atât de mare încât în iad n-ar trebui să fie niciun om. Însă probabilitatea golirii iadului este o singură dată în istoria omenirii când Hristos coboară la iad și sparge porțile morții și a păcatului. De atunci încolo nimeni nu ne justifică că iadul este gol, atâta timp cât este largă cărarea ce duce la pierzare. Și strâmtă cărarea ce duce la mântuire. Și omul spune, ei, dar unde s-a duce toată lumea, mă duce și eu. Evident că doamna ai să mergi în altă parte. Atâta timp cât ești din lume, faci de lume, atâta timp cât ești al lui Dumnezeu, faci al lui Dumnezeu. Cum spune, dacă sunteți în duh să și umblați, și dacă sunteți în trup, umblați după trup. Și cum spune acolo în Corinteni, luați armele Duhului, coiful mântuirii, sandalele Evangheliei dreptății, sabia Duhului, haina, nu știu cum, de lumină, nu mai mi-amintesc exact, și spune așa, stați treji, stați stari, aveți mijloacele încinse și făcliile aprinse să puteți birui în ziua ce rea. Că o cetate nu se pune sub obroc, se pune pe munte, lumânarea se pune în sfeșnic, să lumineze tuturor, ca oamenii văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din cer.
Păi cum îl slăvesc eu pe Dumnezeu dacă nu fac nimic ca să-L scot în evidență că El există, fără faptele credinței? Predăm o ortodoxie, de asta eu știu crezul corect cu sau fără filion, astea sunt frecții, nu interesează pe nimeni. Și dracu știe crezul, să aveți impresia că nu știe ce la simbol de credință. Numai că nu respect. Și cum spune Iisus Hristos, vin acum apostolii la El, că de asta am început cu apostolii și vreau să termin cu apostolii. Doamne, stai un pic, ne-ai luat de la plug, ne-ai luat de la pescuit, ne-ai luat de la familie, ne-ai luat din casă, păi cu noi cum rămâne? Cum îi spui director la Sereș? Bine, bine, să muncesc, dar cât e salarul, care e cartea mea de muncă, cât stau aici, ce fac, care e căietul meu de sarcini? Și ce răspunde Iisus? Ho-ho! Petre! Tu nu te bucura nici că scoți draci, nici că vindești bolnavi, nici că izgonești duhuri necurate, nici că faci minuni. Celor ce urmează mie acestea le vin de la sine. Tu bucură-te sau voi bucurați-vă că am scris numele voastre în cartea vieții. Asta e ținta pentru care ne uităm. Să fim trecuți în cartea vieții, nu în cartea morții veșnice și a iadului veșnic. Dacă ai reușit să-ți pictezi icoana în cer, la fel de frumos cât ești pe pământ, că ai văzut cât ținem la o fotografie, bănuiesc că aveți câte un tablou pe acasă fiecare de familie și poza cea mai frumoasă o pui în ramă și vezi ce frumos eram când eram tineri. Așa de frumos trebuie să fim și în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă acolo apărăm slumțiți, e zero. Și ce spune Iisus? Când voi fi pe tronul cerului, cu sfinții îngeri înaintea Tatălui, voi pune 12 scaune, auzi, jilțuri direct, tronuri, pe care veți sta voi apostolii și veți judeca cele 12 seminții lui Israel. Iar sfinții vor judeca lumea. Sfinții nu se ocupă de lucruri pământești și trecătoare. Sfinții se ocupă de sfințenie. Sfințenia e un izvor din care dacă ai apucat a scoate apă, nu mai se oprește niciodată. Dar trebuie să știi ce e sfințenia. Cum i-a zis Pilat lui Hristos, tu nu știi ce e adevărul. Dacă ai fi din adevăr, ai ști ce să vorbesc cu tine. Ești păgân, habar n-ai. Nu i-a spus așa să nu-l jignească. I-a spus-o indirect. Și acum se întoarce către Petru, că Petru ce i-a zis? L-a luat prin învăluire pe Hristos. Doamne, dar noi am lăsat pentru Tine casă, masă, soție, copii, holde, țarină, averi. Noi ce va fi? Îți zic ție, însutită plată veți avea. Deci dacă ai lăsat $1,000 pe pământ la Dumnezeu, ai să ai plata la $100,000 pe pământ. Așa că recomandarea Sfinților Apostoli este aceasta. Și cu asta am încheiat. Stătea Iisus Hristos și povestea cu ucenici. Și acolo era o pleadă mare de ucenici care ascultau glasul Lui, că nu au fost numai 12 apostoli, au fost și din cei 70 ucenici apostoli. Și la un moment dat Iisus Hristos a spus așa, aveți grijă, veți fi dați la dregători, veți fi băgați în sinedrii, veți fi dați la moarte pentru mine, veți fi biciuiți, bătuți, băgați în temniță, chinuiți. Eu vă trimit pe voi ca pe mei în mijlocul lupilor. Și în timp ce Iisus vorbea, interlocutorii se ridicau și plecau, 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 plecau. Și la un moment dat, când ridică Iisus ochii, din pleada aia de oameni care doreau împărăția, au rămas doar 12. Și Iisus nu le-a spus, vai, felicitări, bine că ați rămas voi la mine. Dar voi ce așteptați? Ce nu plecați? Cine dă acel frumos răspuns? Petre. Doamne, Tu unde să mai plecăm în altă parte dacă la Tine am aflat izvorul vieții veșnice? Cuvintele vieții veșnice. Același lucru vă spun și eu. Dacă vreți, plecați. Dacă nu, veniți la cuvintele vieții veșnice. Euharistia, liturgia, mirungerea, botezul, pocăința, preoția, curăția, sfințenia.
Și astea, demnitatea, văduvia, pudicitatea, onoarea, demnitatea, verticalitatea, toate sunt al lui Dumnezeu. Cel ce mărturisește pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui. Dar cine fuge de mine și se rușinează în neamul acesta curvar și păcătos și nici eu mă voi rușina de el când voi fi în față slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Așa că vă îndemn să nu vă rușinați, să fiți ortodoxi și mărturisitori, încercați să fiți adevărați slujitori al lui Dumnezeu și vrednici creștini al lui Dumnezeu, să putem fi numărați în rândul apostolilor Petru și Pavel. Cei care au numele de Petru și Pavel e un nume foarte greu și care răspuns la judecată și ca purtare în viață. De ce? Pentru că acești doi apostoli ne dau curaj de mărturisire și ne ocrotesc, dar trebuie să și urmăm un pic din faptele lor. De aceea, ori spun eu la mulți ani, ori la puțini ani, Dumnezeu ne dă la fiecare cât merităm. Dar la onomastica celor sfinți, eu vă spun așa, să dea Dumnezeu să se mulțească și Petre, și Pavel cu miile să sporească biserica, să crească și să se întărească cu Duhul. La cincizecime, când a venit Duhul Sfânt peste apostol, Petru a vorbit în prima zi și a încreștinat ca la 3000. Și a vorbit a doua zi și s-a încreștinat ca la 2000. Iar biserica creștea și se întărea cu Duhul. Amin.